În cea de-a 24-a zi de război în Ucraina, sirenele continuă să răsune constant în orașele ucrainene bombardate de armata rusă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a lansat un apel Moscovei prin care îi cere lui Vladimir Putin să discute despre pace și securitate. În caz contrar, avertizează liderul de la Kiev, consecințele pentru Rusia vor fi grave. Între timp, Ministerul Ucrainean al Apărării a declarat că țara a pierdut temporar accesul la Marea Azov. Clădirea Academiei de Administrație Publică din orașul Harkov a fost distrusă. Astfel, în urma bombardamentelor, o persoană a murit, iar 11 au fost rănite, a anunțat vineri Serviciul Regional de Urgență. Salvatorii au reușit să scoată din dărâmături un bărbat care a stat acolo timp de 8 ore. Între timp, armata ucraineană a impus restricții de circulație pentru 38 de ore în orașul Zaporojie. Oamenii din această regiune sunt îndemnați să nu părăsească locuințele. Peste 9.000 de oameni din Mariupol au fost evacuați în data de 18 martie, asta după ce doar 7 dintre cele 9 coridoare umanitare au fost efectuate cu succes și sâmbătă au fost evacuați civili din orașele aflate în linia întâi a luptelor cu forțele ruse. Vom oferi și mașini cu produse la punctele de ajutor și suport din Mariupol. În Herson planificăm să aducem 14 camioane cu ajutor umanitar. Planificăm să aducem medicamente și produse alimentare, dar și autobuze pentru evacuarea oamenilor din mai multe regiuni. Într-un nou mesaj pe rețelele de socializare, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că este nevoie de negocieri privind pacea și securitatea în Ucraina. Asta, în opinia liderului de la Kiev, fiind singura șansă pentru Rusia de a reduce pagubele. Întotdeauna am insistat asupra negocierilor. Am oferit întotdeauna dialog, am oferit soluții pentru pace, nu doar pentru 23 de zile de invazie. Și vreau să mă audă toată lumea acum, mai ales la Moscova. E timpul să ne întâlnim, e timpul să vorbim, este timpul să restabilim integritatea teritorială și echitatea pentru Ucraina. În caz contrar, pierderile Rusiei vor fi de așa natură încât veți pierde câteva generații. În orașul Lvov, 109 cărucioare goale pentru copii au fost expuse pe una dintre piețele orașului în memoria celor 109 copii ucraineni uciși de la începutul războiului. Între timp, Ministerul Apărării al Ucrainei anunță că de la începutul războiului peste 14.000 de soldați ruși au fost uciși. Rusia a înregistrat pierderi serioase și în privința echipamentelor militare. 1.470 de blindate, peste 460 de tancuri și peste 115 elicoptere și 95 de avioane.